Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. E drept mai mult latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se întâmplă aici este absolut total gratuit. Nu vă costă nimic abonarea, nu vă costă nimic să urmăriți videoclipurile mele, să-mi comentați, să-mi dați un like și așa mai departe. Din contră, like-urile și comentariile ajută acest canal să crească. Bun. Eu acum când filmez este vineri. Este o zi extrem, extrem de călduroasă. Iar pe mine una nu face decât să mă bucure, pentru că eu atunci când este vară și este caniculă, eu pur și simplu mă activez, da? Eu sunt ușor mai altfel, știu. Și ce parfum port eu astăzi? Ei bine, astăzi port o variantă de layering dacă vreți și în momentul în care am descoperit azi de dimineață din pură întâmplare această variantă de layering. Am intrat pe site-ul celor de la Dubai Collection și am comandat încă o sticlă de Hair Fusion pentru că. Se vede da bun Hair Fusion v-am vorbit despre el în acest videoclip este acel parfum inspirat de. Kayali Sparkling Eden Lichi. Eden Sparkling Lichi, da? Pe undeva pe acolo. Și mai nou venitul în căsuța mea, Baracat, mor cu numele ăsta, Aqua Evo. Da? Un parfum inspirat, sta să nu zic prostic, că eu mereu mă încurc cu denumirea acestui parfum, dar nu mă întrebați de ce. Inspirat de MFK Gentle Aqua Vite. Un uh, parfum unisex este acesta. Am avut un decant în acest videoclip și atunci când l-am comandat eu de-abia a apărut pe site-ul celor de la Dubai Collection. Era rece afară și nu prea, da dar am avut un decant de 10 ml. Zilele trecute tot uh, aranjând un parfumurile am ajuns la cutiile cu decanturi și cu detestat. Detestat, nu detestat, da? Și am pus mâna pe acest decant și pur și simplu zic, Doamne, ce am eu aici și nu am full size. Și așa a venit frumusețea asta în viața mea. Este un parfum total, total unisex, miroase incredibil pe soțul meu. Incredibil incredibil, dar nu numai pe el, cât și pe mine, da? Și da, de când l-am primit și acesta, da? Însă, dacă le aveți, insist să le combinați, doamnelor și domnișoarelor, da? Pentru că adăugând Hair uh, Fusion, acestei uh, părți aromatice, fresh aromatice, dacă vreți, da? Îl face, face ca această aromă să încline în latura feminină, însă miroase perfect pentru 40 plus, da, de grade, miroase vesel, jucăuș, reco reconfortant totodată, da, și mult mai scump decât prețul plătit. Acesta este 125 de lei pentru 100 de mililitri, iar Baracata cu evum 105 lei pentru 100 de mililitri fără codul ROJ25 care care tobe 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 pe fundal de acum două zile în urmă, dacă nu mă înșel, eu oricum am anunțat pe grupul meu de Facebook Frag Family, dacă nu sunteți înscriși acolo, veți avea link în bara de descrieri, sunteți bineveniți cu toții și cu toatele. Codul Roj25 vă aduce de data aceasta un discount de 10% pentru orice comandă plasată pe site-ul celor de la Dubai Collection, Dubai Collection EU și Arabian Cent, Da, Deci fie că mă vedeți din Românica, fie că mă vedeți... Din spațiul UE, dar și din afara sa, da? O să vă las um, toate țările, da? Și din nou, nu mi-am notat și mereu uit, toate țările în care livrează Dubai Collection EU, da? Pentru că sunt și țări din afara spațiului uh, UE, veți avea toate detaliile în bara de descrieri. Bun. Ați văzut deja din titlu. <coughs> ați văzut deja primele mele impresii pentru Nero în acest videoclip. Dar haideți totuși să începem cu la tafa care de ce nu stă cum trebuie, da. O secundă că nu e și el băgat cum trebuie aici și să-i fac o intrare în ringul de box cum se merită. Bun, gata. <t> în corțul din dreapta <t> Îl avem pe Latafa Hambra. Acel parfum mega cunoscut, mega hăipuit, uh, iubit și detestat deopotrivă și așa mai departe. Bun, al meu atât s-a băut din el, în condițiile în care îl am din anul 2022. Știu că la momentul acela uh, am putut pune mânuța pe el mulțumită Dorei Tapos, tot prin ea am cumpărat și la Tafa Hamra Kawa, vă las aici acel videoclip în caz că nu l-ați văzut și dacă sunteți iubitori ai parfumeriei Middle Easter, știți deja că româncuța noastră, cum îmi place mie să-i spun și sunt foarte mândră că e de-a noastră, Dora Tapos este acea femeie de, femeie de afaceri, dacă vreți, da, stabilită, da, aș putea spune că este stabilită în Dubai, ce are propria sa uh, casă de parfumuri. Ei bine, în anul 2022, prin Dora, am pus și eu mânuța pe acest parfum și haideți să vă spun notele uh, lui Hamra. În vârf avem scorțișoară, nucșoară, bergamotă, în mijloc urmale pralină, tuberoză, mahonial, iar în bază vanilie, boabe de toncal, lemn de chihlimbar, smirnă, benzoină și lemn de achigala. Bun, tafa hamra. Um, V-am mai spus eu în alte videoclipuri, haideți să vedem și atomizorul. Da, pentru că vom discuta și despre atomizoare, capacul care știu toată lumea are probleme cu acest capac, da, că dacă ar fi fost, acum el pur și simplu se mișcă dacă îi fac așa, în fine. Vreau să spun că dacă ar fi fost după mine și după capul meu, l-aș fi aruncat, dar nu arată bine sticla fără. Eu despre latafa hamra v-am vorbit în acest videoclip unde am adunat absolut toate clonele de Killian Angels Share sau parfumuri inspirate din Killian Angels Share. Și exact ca în acel videoclip, în caz că nu l-ați văzut, vă spun și momentul de față. Pentru mine la Tafa nu este acel parfum inspirat de Killian Angels Share. Categoric nu. Are însă ceva de acolo. Și când spun ceva de acolo, aș putea spune că um, fix partea aceea gurmandă, dacă vreți, dulce gurmandă de plăcintă cu mere. Însă, însă, că din nou, și aici, Hamra a împărțit lumea în două. Da? Există persoane care spun că miroase are iz de plăcintă cu mere și există persoane care spun că are iz de cidru de mere. Ei bine, eu fac Parte din categoria plăcintă. <laughs> Pentru că eu resimt, dar uh, cum să spun, când spun plăcintă cu mere sau de mere, încercați să vizualizați decât blatul de la plăcintă, cu, doar cu câteva bucățele de măr ras, dacă vreți, da? Nu pot spune. Că uh, resimt sau culeg, dacă vreți, bogăția aceea de uh, măr ras, da, umplutura, dacă vreți, de la plăcinta cu mere, da? Mărul acela ras uh, călit sau cum se face, cu scorțișoară. Da? Resimt mai degrabă partea aceea de blat cu o atingere din acea compoziție cu mere. Da? Aici. În hamra avem o cremozitate care, nu știu, ori inițial el nu era așezat. Mic disclaimer că am uitat. La tafa hamra face parte din acele puține parfumuri ale casei. La tafa ce la prima pulverizare nu au avut acel iz specific al casei. Știți deja că eu v-am mai spus în alte videoclipuri nasul meu, simțul meu olfactiv, resimte în 70%, fără exagerare, din parfumurile casei la tafa, un iz specific. Da? E ceva acolo specific casei. Hamra nu a avut treaba aceasta încă de la primul puf. Am încheiat paranteza. Pe lângă treaba aceasta de blat cu plăcintă cu mere, eu cel puțin, ei listează în notele de mijloc pentru început curmale. Eu aș putea spune că este doar o atingere, da? Este ca și cum ai în prim plan, dacă vrei, acel blat de plăcintă cu mere, iar undeva la un metru în spate ai pe o farfurie câteva curmale puse, da? Nu este ceva acolo in your face. Ce este aici in your face, este o cremozitate ce pentru multe persoane poate fi copleșitoare, cremozitate dată de ceva tuberoză. Voi știți că eu nu prea mă împac cu tuberoza în parfumerie și pur și simplu nasul meu o depistează imediat. Da? Este o cremozitate dată de tuberoză dar o tuberoză, dacă vreți, două, trei petale dintr-o tuberoză și o cantitate mai mare de cremă de nucă de cocos. Da? Pentru că da, eu în ap cel puțin pot percepe treaba asta de aici. Da? Însă e drept, trebuie să-l porți în mai multe zile, în stări de spirit diferite, temperaturi diferite, Puh. Umiditate diferită, și așa mai departe. da? ca să poți să uh, descoși un parfum cum trebuie. În opinia mea, acest hambra înclină lejer către latura feminină. Da? Și exact cum v-am mai spus în acest uh, război, al, uh, în acest videoclip de tip război, clonele Killian Angel Share, eu în la tafa hamra simt ceva din cruda de la morf. Da? Acela categoric ca aromă, acum pot spune că da, este peste hambra. Am fost și eu prinsă la un moment dat de febra hambra, însă momentul în care uh, cei de la Latafa au scos uh, hambra Kawa aveți aici unboxing-ul și primele impresii, abia atunci m-am îndrăgostit cu adevărat, da? Dar asta este o altă discuție. Dimineață am verificat prețul pentru acest parfum, da? Ca să luăm în calcul absolut toți factorii, de la cum miroase până la ce concentrație are, cât costă, performanțe și așa mai departe. V-am spus cum miroase pentru mine, acum prețul și mi-am și notat. La tafa Hamra, Vine în concentrație EDP, adică apă de parfum și este 100 de mililitri, iar pe site-uri îl puteți găsi undeva între 200 și 250 de lei, da? Bun, am lămurit partea cu prețul, longevitatea, pe pielea mea ține, duce, cum zic eu, undeva până pe la 8 ore, da? Sinceră să fiu, sinceră să fiu? sunt ok cu treaba asta pentru că am de exemplu câteva sau am testat sau am decanturi din câteva parfumuri de designer care în momentul de față costă 500-600 de lei iar pe mine stau 4 ore, da? La Tafa Hamra stă 8 ore, da? Pe mine una mă mulțumește. Proiecția pentru acest parfum este undeva la 2 ore jumătate, da? Însă, din nou, Știți că eu nu sunt genul care aplică două pufuri, da? Eu îmi parfumez pielea, eu îmi parfumez hainele, iar pe păr dau cu uleiuri sau parfumuri fără alcool, cum sunt cele de la Casa nasim și așa mai departe. Da? Deci proiecția două ore jumătate. Bun, dau un pic de apă. Observ că au venit și macaralele. Vizavi, că de ce nu? Și eu îmi făceam speranțe că vara aceasta vă scot pe terasa mea și filmez și eu pe terasă, Dar ce să vedeți, v-am mai zis eu în alte videoclipuri. Se lucrează cu drag și spor pe sistemul Munces pentru banul meu, știe numai E Dumnezeu! Bun, lăsăm gluma și o deoparte. Trebuie să țin absolut toate geamurile și ușile închise ca să nu auziți ce este afară. Dar totuși sper că nu se aude nici macarau aceasta pe fundal. Ok. În colțul din stânga îl avem pe Royal Blend Nero. Ați văzut aici unboxing-ul și primele impresii pentru superbitatea aceasta. Da? Care așe vine. Bun, haideți să începem cu paralela de la ambalaj. Am luat capacele celor două. E bine că în final vorbe, într-un final vorbesc și eu mai am de la Tafa Hambra și după acest video o să ajung cutia, da? pentru că ocupe enorm de mult loc. Bun, capacul de la capacul cutiei la Tafa Hambra, da? Este din carton. Se vede treaba asta. Capacul de la Nero French Avenue este din lemn. Da? Avem lemn învelit cu nu știu ce material. Da? Ăsta e lemn toată ziua. Uh, Nero vine cu această chestie. Cum te scot? Pe unde te scot? Gata. Da? Acest uh, unde aveți notele atât pentru Royal Blend, inspirația de Killian Angels Share, cât și pentru Royal Blend Nero, inspirația de Giza Sava. Bun, mai departe trecem la sticluțe. Royal Blend Nero, La Tafa, Hambra. Da? Ok. Deci, înainte și înainte de toate, pentru toți cei care spuneau că La Tafa, Hambra, că în continuare am mai auzit treaba asta, de aia țin să menționez, La Tafa, Hambra se inspiră din Killian Angels Share? Nu. La Tafa, Hambra se inspiră și ea tot din Giza Sava. Da? Exact ca Royal Blend, doar că cei de la French Avenue. French Avenue fiind dacă vreți subdiviziunea de lux a casei Fragrance World, uh, ei sunt mai serioși și mai cu bun simț și spun direct da tati noi de inspirăm de aici. Cei de la Latafa nu bun am uh, spus uh, paralel cu sticluțe. Hai că îl pulverizam și nu vă spuneam notele. Bun. În vârf avem bergamotă, nucșoară, curmale și măr. Da? O să vedeți de ce accentuez. În mijloc scorțișoară, șofran, lemn Iar în bază vanilie, benzoină, boabe de tonca și mosc. Și dacă nu v-am spus, avem de data aceasta, dacă la Tafa Hamra este acel. Până nu țin eu o sticlă invers, nu mă simt bine. La Tafa Hamra este acel EDP. De data aceasta, la Royal Blend Nero, avem acel extract de parfum. Da? Dacă sunteți la început de drum în pasiunea asta cu parfumeria, extractul de parfum are performanțe peste. Un EDP, da? peste o apă de uh, parfum, peste un EDT, o apă de toaletă și peste uh, apă de colonie și așa mai departe. da. Extract de parfum Royal Blend Nero by French Avenue, unisex și da. Spre deosebire de la tafa hambra nero, chiar este unisex, imediat vom detalia. 100 de ml la. 175 de lei. Da? Fără roș 25 care va aduce un discount de 10% la orice achiziție de pe site. Bun, din start, dacă uh, mă întreabă cineva pe mine, prețul înclină balanța asta, că eu am spus că în stânga e nero. Prețul și calitatea, nu în ultimul rând, da? Înclină balanța către Royal Blend Nero. De ce? Deoarece avem extract de parfum la 175 de lei, pe când aici avem apă de parfum la 200-250 de lei, da? Bun. Haideți să vedem și cum miroase, dacă nu ați văzut videoclipul cu unboxing și primele impresii. Bun. Atomizorul, da, mult mult mai fain și um, acoperă o suprafață mult mai mare de piele, dacă vreți, în comparație cu cel de la Latafa. Bun, Royal Blend Nero. Exact cum v-am spus în videoclipul cu unboxing și primele impresii, este la tafa Hambra la puterea N sau peste Roiz, cum îmi place mie să spun. În Royal Blend Nero, încă de la prima pulverizare, da? Încă de la bun început, primești, da? Poți resimți acea plăcintă cu mere, um, în întreaga sa compoziție, dacă vreți, da? Dacă în la tafa hambra, um, accentul se pune mai mult pe partea aceea de blat, cu ceva atingere de măr, în Royal Blend Nero, exact cum v-am spus și când v-am citit notele, încă de la prima pulverizare, resimți măr, da? Nu este izul acela de măr sintetic, nu nici pe departe. Ai acea felie imensă de plăcintă cu mere, iar uh, acea felie este pur și simplu înconjurată de alte feliuțe de curmale. Din nou, încă o chestie, dacă în uh, Latafa Hambra primit sau puteți resimți decât o atingere de curmale, în Royal Blend Nero ai curmale, resimți izul acela, este exact ca și când... Știți, punguțele acelea din comerț, o să vă inserez pe undeva pe aici o poză, este fix ca atunci când cumperi acea punguță, scuze, este fix ca atunci când tu îți cumperi acea punguță, o desigilezi și pur și simplu inspiri mirosul, da? Inhalezi mirosul acela. Cam asta este um, acordul sau nota de curmală din Royal Blend Nero, da? Ce îmi place mie cel mai mult în comparație cu uh, tafa Hamra? Royal Blend Nero este construit, dacă vreți, mult mai uh, punctual pe latura unisex. Da? Royal Blend Nero este mult mai ușor de purtat de către un domn, da? în comparație cu Latafa Hamra. În Latafa Hamra, exact cum v-am spus, aveți acea cremozitate floral fiind de tot exotică, dacă vreți. De ce spun asta? Exact cum v-am spus, este dată de tuberoză și o nucă de cocos cremoasă. Pe când, în Royal Blend Nero, Um, cremozitatea dacă vreți e dată de o vanilie ambrată da? ai aici acea vanilie ambrată cu un fin de tot subton cum să spun eu o adiere de fum dacă vreți undeva în fundal da? este genul acela de parfum mult mai bogat, mult mai complex și miroase mult mai scump decât la tafa Hamra. Chiar dacă este mult mai ieftin da? decât, acel, decât acest parfum. Nu. Royal Blend Nero miroase extrem de scump. Royal Blend Nero fiind extract de parfum, mi-aduc aminte că i-am dat o purtare cum se cuvine, da, chiar a doua zi. A doua zi după ce l-am primit, da, deci nu a avut absolut deloc timp să stea a doua zi. După ce a venit, i-am dat o purtare cum se cuvine. Și fără nici cea mai mică exagerare, atât acesta cât și Royal Blend, um, frățiorul său din aceeași gamă, da, inspirat de Killian Angel's share, îl băgăm și pe acela într-o luptă în alt videoclip, um, se resimt și după duși, da după duș se poate resimți acest parfum. În afară de asta, ca um, proiecție, dacă la Tafa Hambra proiectează undeva la două ore și jumătate, țineți-vă bine, Royal Blend Nero, pe pielea mea, încă o dată, pe pielea mea, da? Nu tot ceea ce pe pielea mea Persistă persistă și pe dumneavoastră, așa cum nu tot ceea ce persistă pe dumneavoastră persistă și pe mine, da? Însă Royal Blend Nero pe pielea mea are o proiecție de undeva între 3 ore și jumătate și 4 ore, da? Parfumul acesta este bombă nucleară, fără nici cea mai mică exagerare. Sinceră să fiu, chiar dacă eu am văzut că este listat extract de parfum, ținând cont de prețul său, 175 de lei, am zis, hai să vedem, dar parcă nu eram eu ferm convinsă, da? Însă, cu asemenea performanțe, plus că, din nou, paranteză, frățiorul său este identic la capitolul performanțe, da? Și Royal Blend se simte. Uh, și după duș, și Royal Blend proiectează la fel, undeva între 3 ore și jumătate și 4 ore. De ce spun 3 ore și jumătate și 4 ore? Deoarece uh, <coughs> au fost zile diferite când le-am purtat, da? Temperaturile au fost diferite, umiditatea a fost diferită, da, pentru că și performanțele acestea ale unui parfum depind de foarte mulți factori, da? Extrem, începând de la propriul tău organism și terminând cu vremea de afară și nu, nu este un mit, da? Deci nu este un mit, este fapt real testat și experimentat de înși în oameni mult mai pricepuți în ale parfumeriei decât sunt eu, da? Bun, revenind la Royal Brand Nero, Doamne! Aș putea spune că acolo, în fundalul acela, unde este atingerea aceea de fum, este totodată și un 1%, ca să înțelegeți cam cât de puțin resimt eu, da? Un 1% fiind de tot izbuzi. Însă, din nou ajung la comparații gastronomice. Cred că după ce termin filmarea mă duc să mănânc ceva dulce. Bun, dacă în Latafa Hamra ai acel blat de plăcintă cu mere cu o atingere de măr ras și așa mai departe, în Royal Blend, în Royal Blend Nero ai întreaga felie de plăcintă cu mere, ai curmale de jur împrejurul acelei felii de plăcintă cu mere, iar undeva într-un fundal, atingerea aceea de fum, aș putea o zugrăvi în momentul acesta, deci pur și simplu, mirosind la atomizor, aș putea spune că undeva la un metru jumătate de măsuța pe care tu ai plăcinta cu mere și curmale și așa mai departe, este o narghilea cu măr și scorțișoară și tot la acea masă, deci o masă învecinată, da? ca să ne jucăm puțin cu imaginația. La o masă învecinată de tine, unde tu savurezi desertul acesta, este o narghilea de, cu aromă de măr și scorțișoară, iar persoana care fumează acea narghilea consumă cidru de mere. Da? Ca să înțelegeți, treaba aceea cu 1% is buzii, da? Fix așa miroase, jur, fix așa miroase. O să spuneți, păi ok, și ce rost are să-mi cumpăr parfumul ăsta, că oricum a venit vara. Pe mine o să mă mai vedeți cu parfumul ăsta și o să-l port, da? Dar, e drept, nu la 40 de grade, ziua mea Zamare. mare. Însă. Seara. Dacă mergi undeva, dacă mergi la o terasă, dacă mergi într-un club, dacă mergi la nu știu ce eveniment, că na, acum se va deschide uh, sezonul, Daniel Cameramanul, nu-ți botezuri cu metri, da? Bun. Dacă ai un eveniment, dacă ești cu prietenii, dacă ești cu prietenele și porți treaba asta, Fix cum spune Coco de la Simțuri Ascuțite, s-a terminat cu șmecheria. Deci, fără nici cea mai mică exagerare. Da. Confirm și susțin. Cu Royal Blend Nero, da, s-a terminat cu șmecheria. Garantat nu va mirosi nimeni ca tine. Sau cum îmi place mie să spun, dintr-o mare de la Tafa Hamra, fi tu acel Royal Blend Nero. Da? Um, pentru că da. Este altfel de blending, acum lăsând gluma la încheierea videoclipului Categoric Royal Blend Nero este altă lucrătură da? Este, cum să spun eu, nu știu, este mult mai atent lucrat Este mult mai, ai spune, dacă le-ai mirosi unul pe o mână și unul pe, cea... și pe... Și unul pe cealaltă mână ai spune că Royal Blender Nero este acea creație de nișă, dacă vreți, iar La Tafa Hamra este acel parfum de designer. Asta ca să vă faceți o mică idee, da? Ambele se trag din același ADN, însă sunt diferite. Sunt diferite de la aromă până la performanțe. Și din nou, ca o încheiere. Dacă iubiți la tafa Hamra, veți fi obsedați de Royal Blend Nero. Da? Este ca și cum aici ai un copil de școală generală și aici ai pe cineva care tocmai uh, a absolvit facultate. Da? Deci cam asta este, este, o diferență uriașă între aceste două parfumuri. Uriașă. Altfel de lucrătură, altfel, altfel de calitate, dacă vreți, da? mirosul acela scump, da? Știu, este un termen detestat de multă lume, inclusiv de mine, însă sunt anumite momente în care chiar nu am cum să exprim altfel în cuvinte, da? Categoric Royal Blend Nero nu miroase de 175 de lei, așa cum acum avându-le pe ambele, nici la Tafa nu își merită prețul între 200 și 250 de lei. Nu. Sincer, da? Acum nu înțelegeți că, vai de mine, vă spun eu asta ca să comandați cu, credit, cu, creditul, cu codul meu de reducere. Nu. Eu vin mereu și vă spun codul meu de reducere, dumneavoastră alegeți singur ce doriți să faceți, da? mai pe românește nu bag mâna în buzunarul nimănui. Da? Dar, în momentul actual, având ambele parfumuri cu mâna pe inimă, da? Spun că la tafa hamra nu merită 200 de lei. Da? Clar. Și ca să fiu corectă și cinstită, Royal Blend Nero nu merită 175 de lei. Ca aromă în sine, dacă ar fi să-l încadrez undeva ca și preț, aș, aș spune undeva 700-800 de lei, fără nici cea mai mică exagerare. Da? Bun. Atât pentru videoclipul de astăzi, tare, tare, tare curioasă sunt dacă ați testat măcar Royal Blend Nero. Nu mai întreb că știu că multă lume măcar a testat la Tafahamra, da? Uh, cel mai apropiat mult de domiciliul nostru este cel din Băneasa, și este o insulita acolo cu parfumuri arăbești, însă um, nu au tester pentru la tafa, pentru că sinceră să fiu, asta ca o paranteză la final. Mi-au scris multe persoane că beciurile mai noi, dacă vreți, nu sunt la fel de bombiță precum primele beciuri, da, 2022. În Băneasa este o insuliță la mol acolo, fix la ieșirea de, din Carfur din Incinta Carrefour, dacă nu mă înșel. însă din nou vă spun, îl au decât sigilat la vânzare. Și țineți-vă bine, acolo se vinde cu 350 de lei. Dar, nu știu, nu am testat la nimeni beciuri mai noi, chiar nu am testat, așa că referitor la treaba aceasta nu mă pot exprima. Însă, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce părere aveți dacă, din nou mă repet, l-ați testat pe negruțu, el este negruțu. Dacă sunteți în zona acestui profil de ADN, profil de ADN, dacă sunteți în zona acestui profil olfactiv și așa mai departe, da? Deci gata, m-am cu circuitat, bine că măcar am ajuns la final. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă îmbrățișez din suflet, vă doresc zile pline Hai să nu zic de căldură, că poate nu tuturor vă place, nu știu, poate mă urmăriți acum de la mare, de la munte sau din cine știu eu ce locație, da? Zile pline cu distracție și parfum, da? Gata, am găsit. Vă mulțumesc din suflet, nu uitați de abonare dacă nu ați făcut-o până acum, și din nou. Haideți în secțiunea comentarii dacă nu doriți să-mi spuneți sote de ul, dacă nu doriți să împărtășiți impresii în legătură cu aceste două parfumuri, dacă nu doriți, nu știu, lăsați-mi un punct, o literă, un emoticon, un ce vreți dumneavoastră, da? Vă mulțumesc din suflet, ca de obicei, în bara de detalii vă las de, uh, da. în bara de detalii vă las link-uri către Hamra și Royal Blend Nero. Nu uitați că Roș 25 acum vă oferă 10% reducere la absolut orice achiziție și veți avea link și către contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând grupul meu de Facebook Freg Family. Vă mulțumesc mult, v-am pupat!